Domnilor și domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit! După o pauză foarte lungă, datorată situației de criză din România, coronavirus, COVID-19, molimă, pandemie, moarte, distrugere, neființă. E bine, după ce această perioadă marcată de tot felul de măsuri menite a ne ține departe de boală și de pericol, ne-au ținut departe și de dumneavoastră, am reușit să găsim metoda optimă pentru a fi și în siguranță și alături de dumneavoastră prin intermediul tehnologiei moderne. Punctul pe ei revenim și revenim în forță cu mai mulți invitați, cu mai multe emisiuni în cursul săptămânii. Astăzi, în prima oră de după implementarea noii tehnologii, ca să zic așa, am chiar trei invitați, trei primari din județul Dâmbovița care vă vor vorbi aici la Columna TV, la emisiunea Punctul pe ei. Mai întâi va fi primarul de Răcari, domnul Marius Caravețeanu, pe care îl salut. Domnule primar, vă mulțumesc mult pentru amabilitate. Și eu mulțumesc pentru invitație. Hristos a înviat și toate cele bune tuturor dâmbovițenilor. Da, eu, regia, eu nu-l aud pe domnul primar. Să ne iertați, sunt astfel de probleme atunci când încerci ceva nou, inevitabil pot apărea și sincope. Domnul Marius Caravețeanu, primarul orașului Răcari, sunt sigur că între timp vor rezolva colegii și problema cu sonorul în casca mea. Domnul primar este unul dintre cei care se află la propriu în prima linie, da, în prima linie a bătăliei cu coronavirusul, COVID-19, dacă vreți să-i spuneți așa, SARS-CoV-2, nu mai contează noul coronavirus, indiferent cum am spune, este un virus care poate afecta grav sănătatea multora dintre noi, mai ales a celor mai în vârstă și cu predispoziție către alte boli. Domnule primar, orașul dumneavoastră a fost, din păcate, greu lovit de această epidemie. Sunt, dacă cifrele mele mai sunt de actualitate, 67 de persoane confirmate până astăzi la Răcari, dintre care 3 din păcate au și murit. Care este situația și atmosfera la dumneavoastră în oraș acum? Cifrele sunt aproape de realitate și mi-aș permite un scurt istoric, în sensul că data de 10 aprilie a fost primul semnal de alarmă în localitatea noastră și, dacă vă amintiți, la vremea respectivă se discuta de pacientul zero și în același timp se suprapunea și cu situația că ar fi purtătorul inițial și vectorul acestui virus. Nu îmbrățișez această idee, dimpotrivă aș spune că, așa zisul pacient zero, pentru noi a fost un semnal de alarmă, pentru că, din fericire, și la această oră, exceptând într-adevăr un singur caz de deces cu oarece simptome, și o să revin la acest caz. În rest, toți beneficiarii noștri și personalul din Centrul Medico-Social nu au avut parte de simptome în toată această perioadă de timp. Ne-am fi putut trezi și astăzi, dacă nu exista acel caz, înconjurat de mult mai mulți pozitivi în localitatea noastră, dar, din fericire, pe de-o parte, având în vedere că în data de 10 aprilie un cetățean a solicitat ambulanța pentru că a avut o stare multă mai bună de sănătate, acolo i s-au prelevat probe și pentru COVID, pentru că unele simptome erau în abecedarul medicului pentru COVID, a fost lăsat să meargă acasă, aici nu știu dacă pot spune din păcate sau din fericire, iar la 24 de ore, de fapt 48 de ore, a fost sunat și informat că trebuie să vină ambulanța să-l interneze în spitalul de boli infecțioase. De aici s-a dat alarma, am putea spune, soția lui lucra și lucrează în continuare în centrul medico-social, a fost testată, având în vedere postura în care se afla, a fost, din păcate, rezultatul pozitiv. Următorul pas, s-au testat toți colegii din cadrul centrului și beneficiarii noștri din centru și rezultatul inițial, dacă nu mă înșel, 31 de beneficiari și 21 de colegi din cadrul personalului din centrul medico-social. Astăzi sunt 26 total infectați, 26 din cadrul personalului, 35 de beneficiari și 7 din localitate, dar care au legătură cu colegii mei din cadrul centrului medico-social. Din marca asta este evoluția. N-am putea spune că
am atins partea superioară a curbei. De ce spun acest lucru? Pentru că încă eu mai am suspiciune că mai sunt cetățeni infectați cu coronavirus, dar care nu pot fi testați din cauza lacunelor legislative. Și aici mă axez în primul rând pe categoria contact direct cu persoanele declarate deja pozitive. La momentul acesta, legislația spune că se testează numai dacă au simptome. Au fost câteva situații în care în familiile pozitivilor inițiali au avut simptome, au fost testați, declarat pozitiv și astăzi se află internați în Spitalul de Boli Infecțioase din Târgoviște. Dacă putem discuta de partea bună a lucrurilor, este că și astăzi avem trei colegi care se întorc acasă. În spital mai sunt internați la Târgoviște trei dintre colegi, 12 beneficiari, iar la Pucioasa 18 dintre colegi și 10 beneficiari. Bun. La capitolul vindecați, și cu asta închei, avem 15 pacienți vindecați, dintre care 4 din rândul personalului și 11 beneficiari. Putem spune că o mare, mare surpriză plăcută este o beneficiară de-a noastră vârstă de 95 de ani, care a fost diagnosticată pozitiv și acum câteva zile s-a întors în centru fiind dublu negativă, dacă putem spune așa, după două teste declarate negativ, se consideră vindecată și se întoarce în centru sau, bineînțeles, acasă. Domnule primar, ne-ați prezentat situația cu cifre exacte, da, foarte calmă. Într-o astfel de prezentare, orice motiv de panică este aparent neavenit. Totuși, boala asta reprezintă o amenințare extrem de serioasă. Care este atmosfera printre concitadinii noastre? S-au speriat oamenii răcari? Ați fost obligați să luați măsuri suplimentare după ce au apărut aceste cazuri? Care sunt acele măsuri? Cum reușiți să gestionați situația pentru a evita răspândirea virusului? Sunt câteva întrebări pe care, în mod legitim, orice om și le-ar pune. Ok. Știți, e acest slogan, totul e sub control. Nu putem spune că este sub control. Este atât de parșiv și de nenorocit acest virus cum nu ne-am imaginat. Este un pionierat pentru întreaga omenire, da, voi, pentru noi locuitorii orașului Răcani. Bine, măsurile de dinainte au fost câte au putut să fie în mâinile noastre, și anume interzicerea accesului vizitatorilor. Atunci cu oarece scandal, cum să nu fie, asta am făcut-o începând cu 1 martie, deci cu mult înainte. Suplimentarea cantității, detergent, dezinfectanți, echipament de protecție și ce ne-a putut fi la îndemână. Sunt convins că pe lângă întrebările care, într-adevăr, legitime, cum a spus, mai sunt încă două, eu care le consider pe primul loc. Cine a adus acest virus în centru și dacă se putea preveni. Răspunsul la prima întrebare nu cred că vom afla vreodată, în ciuda faptului că la acest moment sunt două anchete în paralel, să spun așa, una mea personal ca și conducător de instituție și atât când mă pricep, dar mai presus de aceasta, ancheta epidemiologică a Direcției de Sănătate Publice, Dâmbovița. La momentul acesta avem 21 de suspecți. Eu consider suspecți pe cei declarați pozitiv din rândul colegilor la testarea inițială. Oricare dintre aceștia ar fi putut să aducă virusul în centru. Va fi foarte greu, dacă nu imposibil, să se facă toate conexiunile astfel încât să se știe cu exactitate. Au pus multe întrebări, unele pertinente, altele mai puțin pertinente, unele ironice, altele răutăcioase, dacă s-au luat toate măsurile. Dacă nici astăzi nu avem un simptom pe care l-am putea vedea cu ochiul liber sau, nu știu, cu termometru, nu avem febră nici astăzi, vă dați seama, în ciuda faptului că noi am instituit și această regulă, temperatura și dimineața și seara și la personal și la beneficiari. Aici, vă spuneam mai devreme, poate să fie un lucru bun, o formă ușoară și se vede după rezultate că, coroborat cu știința și cu dăruirea medicilor, avem parte de această formă ușoară, în fiecare zi avem de-a face cu rezultate negative la teste. La întrebarea, se putea preveni? Categoric da. Cum? Numai că excederea puterilor noastre și umane și legislative. Dați seama că în această perioadă, după nopți de nesomn, am tot căutat și am
Zic, bă, ce trebuia, ce putea să facem? La un moment dat chiar reproșeam, băi, că acest lucru care se întâmplă, s-a întâmplat după ce am avut situația și la noi și în țară mai ales, și anume izolarea și împărțirea în două a personalului. Odată 15 zile stai în centru, pleci acasă, stai în izolare. Și când pleci și când vii, vei fi testat. Și de asemenea testat și întregul personal, întregul lot de beneficiari. E, la un moment dat îmi făceam așa o mea culpa, băi, trebuia eu să fiu mai îndrăzneț, să mă leg cu lanțurile de poartă și să spun nu mai intre și nu mai iese nimeni. Mi-a revenit după câteva zile când am consultat specialiști în domeniul inspecției muncii și mi se pare că făceam o infracțiune care se cheamă privare de libertate, pentru că nu exista prevederea legală, ca eu să spun ca un conducător, voi 14 zile nu plecați de aici. Nu că mi-a revenit, dar mai m-a liniștit puțin, să spun așa. Și chiar dacă aș fi făcut acest lucru, în absența testării, tot degeaba îi țineam acolo închiși dacă nu știam care cum suntem pozitiv sau negativ. Dar dacă această măsură nu încerc să aruncă nu știu, mizeria sau culpa în ograda altuia, nu s-au gândit nici acești specialiști. Dar dacă această măsură de testare a întregului personal și beneficiari și separarea în cele două schimburi se făcea cu data de 1 martie, cu siguranță sau în proporție destul de mare nu ne mai aflăm în această situație. Domnule primar, dumneavoastră mai aveți și altele pe agenda astăzi, tocmai de aceea am optat pentru această formulă, o discuție cu dumneavoastră în primul sfert al emisiunii, pentru ca mai apoi discuția cu ceilalți invitați. Am o întrebare totuși, apropo de prevenție și de ce a spus dumneavoastră, nu trebuia, având în vedere că e vorba de categoria cea mai expusă îmbolnăvirii și pe efectelor de Doamne ferește, nu era cazul ca beneficiarii dumneavoastră să fie testați sau anchetele astea epidemiologice să fie lansate, să fie declanșate, să fie permanent practic acolo înainte să apară, virusul? Pentru că este categoria cea mai expusă. Mă gândesc. Înainte să apară virusul în centru, spuneți? Da, da. Da, da, asta spuneam și eu. Dar nici astăzi, sau și astăzi sunt lacune legislative și vă spuneam mai devreme, contactii direct în familie, soțul pozitiv, soția nu poți să testezi, nu eu, că nu pot să testez eu, Direcția de Sănătate Publică, nu are cadrul legal. Cadrul legal, dacă era cu 1 martie făcută această măsură, nu pot să bag mâna în foc să spun 100% că n-ar mai fi existat. Dar șansele erau foarte mici. Dacă se testa cu mult, când a început să umble virusache ăsta între noi, dacă mai mari specialiști ar fi gândit la acest lucru. Din păcate, s-au gândit, sau a fost un mare semn de întrebare după ce s-a întâmplat la Galați, nenorocirea. Atunci au început rotițele să funcționeze. Băi, avem o problemă cu această categorie foarte vulnerabilă. Pentru că, domnul Marea, nu este un secret pentru nimeni. Beneficiarii noștri au afecțiuni care nu încape o pagină A4. Vă dați seama la o astfel de persoană firavă ce înseamnă acest virus să intre în organism. Chestia asta cu cadrul legislativ, domnule primar Marius Caraveteanu, pe mine nu mă emoționează foarte tare, pentru că în situația asta excepțională am avut stare de urgență, am avut suspendarea unor drepturi fundamentale, am suspendat prevederi constituționale și nu puteam să introducem printr-un ordin al ministrului o amărâtă de obligativitate de a acorda mai multă atenție centrelor ăstora de medico-sociale unde sunt bătrâni. Deci chestia cu cadrul legislativ trebuia să o rezolve, nu dumneavoastră, doamne ferește, nu. Deci chestia asta se putea rezolva așa de simplu. Adică călcăm în picioare convenții internaționale, Carta Drepturilor Omului, Constituția, legi, pentru că e o situație de urgență, nu puteam să facem ceva fără să forțăm vreo lege sau vreo Constituție pentru a asigura mai multă protecție bătrânilor. Zic că se poate. Bine, acum, ca să fiu cu totul drept, după război mulți voinici se arată, adică de ce n-am pus problema așa la 1 martie, dar măcar pentru viitor să fie o învățătură de minte, cum zice românul, toate erorile astea să se contabilizeze undeva ca să nu le repetăm, pentru că mor oameni, chiar dacă sunt la 90 de ani. Nu noi le-am dat zile. Nu,
Și 110 dacă aveau, nu putem spune, domne, și așa murea, nu. Este ora 18 și 15 minute. Până în jurul acestei ore ar fi avut oricum timp domnul Caravețeanu să stea de vorbă cu noi. Dacă îl mai prindem pentru o concluzie de final cu promisiunea că vom reveni în discuție cu domnia sa zilele următoare, aștept încă regia, după care vom vorbi cu primarul de la Produlești, domnul George Georgescu, de asemenea un primar care a cunoscut pe propria piele și în comuna pe care o reprezintă efectele coronavirusului. Are și domnia sa două cazuri, dacă nu mă înșală informațiile și datele pe care le am la dispoziție. Și vom mai sta de vorbă și cu domnul primar de Niculești, domnul Dorinel Soare, pentru că vom avea și o abordare politică, nu referitoare neapărat la guvern, cât la opoziție, ca să zic așa, pentru că nu trebuie să uităm, politica e în tot și în toate. Inclusiv, apropo de ce discutam cu domnul Marius Caraveseanu mai devreme, acel cadru legislativ destul de, cum să spun eu, neacoperitor, ca să zic așa, pentru astfel de situații, și acela intră tot în competențele forului politic, pentru că acolo, în sferele politice, se decid tot ceea ce înseamnă legi și norme. E bine, se pare că această criză ne-a prins oarecum nepregătiți din acest punct de vedere, adică nu aveam instrumentele nici juridice, nici legale, nici sanitare, ca să zic așa, pentru a lupta împotriva unei asemenea molime. Din fericire, nu știu, românul s-a născut băftos totuși. Românul s-a născut norocos. Din fericire, molima asta nu ne-a lovit așa de tare ca pe alții, pentru că dacă ne-ar fi lovit cu forța care a lovit în Italia sau în Spania, mi-e și groază să mă gândesc la ce s-ar fi întâmplat în România, unde s-a produs atâta haos și atâta abrambureală guvernamentală pentru efectele pe care le vedem cu toții. Pentru că, din fericire, în acest moment, România este o insulă de liniște în comparație cu toate celelalte țări. Noi avem în acest moment, nu știu, 700 și ceva de morți din pricina coronavirus. Să ne crizăm din pricina 700 de morți înseamnă să scăpăm din vedere cazurile de români care au murit înainte de vreme din pricina faptului pentru că n-au mai primit tratament medical corespunzător bolilor pe care le aveau. Noi aveam vreo 3 milioane de boli cronici înregistrați ca atare înainte de această criză, care n-au mai beneficiat bună parte din ei de tratament medical, pentru că n-au mai fost primiți în spitale, pentru că nu s-au mai permis intervenții chirurgicale și altfel de intervenții din acestea medicale, decât în situațiile limită de criză maximă, da? Și mi-e și groază să mă gândesc la câți oameni vor fi murit cu zile din pricina acestei panici care a captat cu totul sistemul sanitar și care a întors toate resursele și toată atenția spre coronavirus. Ok, e foarte important să oprim această molimă, pentru că proiecțiile negative, astea pesimiste pe viitor, erau înfiorătoare, cu milioane de morți, da? Nu se va întâmpla așa, se pare că mai degrabă proiecția pozitivă, optimistă, pe care au prezentat-o unii ceva vreme în urmă, adică suntem deja în vârful pandemiei sau foarte aproape, este pe cale să se adeverească. Dar ce facem cu milioanele de români care nu mai au acces, n-au mai avut acces la tratament și la îngrijire medicală bolnavi cronici? Adică eu nu sunt adeptul teoriei conspirației și nu o să mă apuc să vorbesc prostii despre asasinarea, despre exterminarea vârstnicilor. Astea sunt prostii spuse de niște indivizi cu creierul răsucit, dar nu știu, să se facă și remarcați cumva pe Facebook sau în public sau mai știu eu pe unde. Dar una peste alta, trebuie să ne ferim de acest virus extrem de periculos, pentru că, deși până acum majoritatea celor care au fost afectați sunt dintr-o categorie de vârstă mai ridicată și cu alte boli asociate, nu se știe niciodată. Și chiar dacă la nivelul logicii am spune, da, eu nu fac parte din grupa de risc pentru că nu sunt așa de vârstnic, n-am niciun fel de boală asociată, fac mișcare, trăiesc sănătos. Nu se știe niciodată, mai ales când e vorba de cineva din familie. Una peste alta, trebuie să facem tot ce se poate ca să împiedicăm răspândirea bolii și înnăbușirea ei. O foarte scurtă pauză de publicitate, după care revenim, doamnelor și domnilor, partea a doua a discuției cu invitații de astăzi, de la punctul pe I, vorbim despre coronavirus, despre efectele în județ. Imediat revenim. Suntem dacă vreți, semnul coronavirus care ne afectează pe toți, afectează toate aspectele vieții și activității, mai ales cele care presupun, știu eu, adunarea unui număr mai mare de persoane. Nu putem fi în grupuri mai mari de 3 oricum, dar la locul de muncă putem fi separați în câteva sute de metri pătrați, suntem câteva suflete care asigurăm transmisiunea pentru această emisiune. Invitații toți, iată, prin intermediul tehnologiei moderne, am stat de vorbă cu primarul orașului Răcar,
măcar domnul Marius Caravețeanu, din nefericire o defecțiune tehnică a făcut să pierdem legătura înainte să punem concluziile discuției, dar promitem că revenim la orașul Răcari, care se confruntă, iată, în aceste zile cu o problemă serioasă din pricina sporirii numărului de infectați cu COVID-19. O altă localitate care are probleme este Tărtășești. Vom discuta cu domnul primar mâine, dacă reușim să-l prindem într-o fereastră de timp în care poate să stea de vorbă cu noi. De asemenea, la Produlești s-a înregistrat un al doilea caz zilele trecute și vom sta de vorbă imediat cu domnul George Georgescu, primarul comunei Produlești. De asemenea, vom sta de vorbă cu domnul Dorin Ersoare, primarul comunei Niculești. Domnilor primari, bună ziua, vă mulțumesc pentru amabilitate. Domnul Soare, bine v-am revăzut. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Casca mai încet, regia, vă rog. Bună ziua și dumneavoastră, domnule Georgescu. Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Domnul Georgescu, începem cu dumneavoastră, pentru că și la Produlești s-au înregistrat cazuri de coronavirus. Ultimele informații pe care le-am de la dumneavoastră din comună, din data de 2 mai aveați înregistrat un al doilea caz, da, un tânăr de 23 de ani, da? Era, s-au mai înregistrat de atunci cazuri? Care e situația la Produlești? În momentul de față avem două persoane depistate pozitiv, un tânăr de 23 de ani, lui, problema este că este și gravidă în 7 luni, tot din aceeași familie mai avem internat la Târgoviște alte 6 persoane, 4 adulți și 2 copii. Urmează din oră în oră să revină rezultatul testelor și dumnealor. Sunt suspiciuni legate de ce? Au avut contact cu persoanele infectate sau au avut simptome? Da. Simt membrii ai familiei și au avut și simptome care, mai mult ca sigur, cred eu că o să fie și depistați pozitiv. Asta ce înseamnă pentru comuna dumneavoastră? Pericol de izbucnirea unui nou focar sau care? Adică țineți situația sub control? Sperească Dumnezeu, dar în momentul de față noi spunem că avem situația sub control, în sensul că deja cei pozitivi au fost internați, cei suspecți sunt internați. În momentul de față avem carantinații la domiciliu, alte contacti direcți cu pozitivii. Am intervenit pentru dezinfecție, s-au făcut măsurile, s-au luat măsurile de primă urgență, așa cum se impune. În momentul de față, eu pot spune că situația este sub control. Măsurile de distanțare socială, domnule primar, care sunt cele mai eficiente, toți specialiștii spun, ok, dezinfectăm, dăm cu soluție, purtăm măști, dar distanțarea socială este de departe, alături de igiena, da? Este cea mai importantă. Cum stăm cu respectarea regulilor de distanțare socială la Produlești? Ați avut probleme? În momentul de față, să știți că beneficiem de ajutorul poliției. Oamenii sunt cooperanți și au înțeles situația, gravitatea situației. Nu au părăsit deloc domiciliu. Eu pat și le ducem alimente și tot ce au nevoie la domiciliu. Oamenii nu duc lipsă în momentul de față de nimic, fapt pentru care vor sta și rămân în continuare strict hotărârea dumnealor. Da, știți la ce mă gândesc? Președintele Iohannis a anunțat astăzi, domnule primar Georgescu, faptul că nu va prelungi sau nu va propune, nu va, știu eu, asuma prelungirea stării de urgență după 15 mai. Asta înseamnă că mai avem doar 11 zile pentru a ne lămuri cum stau lucrurile înainte de a fi în pericol să avem de-a face cu o recrudescență a răspândirii virusului. Adică până pe 15 trebuie să ne lămurim într-un fel sau altul cum stăm. Pentru că pe 15, pe bună dreptate, oamenii vor spune, domnule, nu mai avem nicio restricție legală, vom circula, ne vom plimba, vom ieși din case și există pericolul, dacă nu reușim să izolăm bine aceste potențiale focare, există riscul să răspândim molima peste tot. Da. Din punctul meu de vedere, este o decizie greșită pe care a putut să o ia domnul președinte, dar nu sunt eu în măsură să-mi dau cu părerea.
Păi trebuie, sunteți în măsură, pentru că de felul în care vă faceți dumneavoastră treaba depinde destinele câtorva mii de familii acolo în Produleș, adică fiecare primar are o responsabilitate în comunitatea lui. Pe de altă parte, decizia președintelui poate fi interpretată și într-un cadru mai larg. Nu putem omorî cu totul economia, orice prelungire a stării de urgență, dacă nu este justificată perfect, poate conduce doar la efecte și mai grave în economie. Deci e o sabie cu două tăișuri și asta cu măsurile pentru combaterea răspândirii, știți? Dar până în alta, tot la dumneavoastră acolo în comunitate, tot pe umerii dumneavoastră pică măgăreața, ca să zic așa, sunteți primarii, sunteți în prima linie, alături de, mă rog, personalul medical. Bun. Spuneți așa este. Vreau să vă asigur că ce ține de Comuna Produlești voi avea și vom lua toate măsurile stricte, așa. Oamenii să știe au înțeles situația. Nu cred, așa cum nu am avut probleme până în momentul de față, nu cred că vom avea probleme nici după data de 15, dacă această stare se va prelungi așa cum se preconizează. Bun. Probleme economice aveți? Produleș nu este totuși o comună extraordinar de bogată. Cum faceți față obligațiilor financiare impuse de lupta împotriva COVID? Ca de altfel și toate celelalte primării. Nu cred că este o primărie care să meargă foarte bine în momentul de față, să ducă... Această situație ne-a afectat foarte mult. A trebuit să facem unele modificări. Nimeni nu a prevăzut la începutul anului această epidemie. Sunt convins. Sper că la vârsta de rectificări să primim o sumă care să ne asigure necesarul materialelor pentru a interveni pe viitor. Având în vedere că eu, de vedere, nu se va finaliza într-o perioadă scurtă de timp. Categoric. Acum nu știu cum e și cu rectificările astea, pentru că ați văzut, deja se politizează tot, nu s-au dat bani ca să nu se lăfuie primarii PSD pe ei. Mă rog, e o răutate la adresa celor de la putere. Domnule Dorinel Soare, din fericire, dumneavoastră nu aveți cazuri de coronavirus în Niculești și nu vreau să pronunț expresia până acum, pentru că chiar vă doresc să n-aveți până la sfârșit, dar măsurile și toate cheltuielile impuse de aceste măsuri pentru prevenirea răspândirii coronavirusului le-ați luat, desigur, și ce înseamnă asta pentru Comuna Niculești și ce ați făcut mai exact ca să vă feriți de pericol? Păi, într-adevăr, ați ferit de acest necaz. Am procedat și eu, cum cred că au procedat și ceilalți colegi, în sensul că am asigurat materiale și substanțe pentru dezinfectare în localitate, în locurile publice, la societăți comerciale și am sprijinit cât am putut și am zis că la un nivel acceptabil centrul de asistență medico-socială care funcționează la calități. Am 5 de persoane internate, un număr de 32 de salariați și 7 cadre medicale. Și am reușit până în acest moment, și sper că așa să o ținem, să nu avem niciun caz pozitiv la nivelul localității și cu atât mai mult la nivelul centrului. S-a organizat deja izolarea la locul de muncă, izolarea la domiciliu, s-au împărțit salariații care au contact direct cu asistații în două ture. Am reușit să rezolvăm această situație la nivel, pentru că s-a găsit spațiu de cazare pentru cei care lucrează acolo non-stop două săptămâni de zile. Am reușit cu rectificările pe care le-am făcut să sprijinim centrul din bugetul local cu 50 de milioane vechi, iar de la Consiliul Județean am primit 150 de milioane. Am vorbit chiar astăzi cu domnul director al Direcției Sanitare să ne sprijine în testarea celor care urmează ca duminică să intre în tura următoare și mâine deja o să-i trimit tabelul ca să facă timp să putem să avem rezultatul testelor la intrarea în tură. Ce mi s-a părut mie anormal e faptul că se testează pe un număr de persoane, atât numai cei care au, dar directorul, spre exemplu, care e tot timpul acolo, directorul nu e testat, nici personalul testa, sigur,
Ei nu au contactul direct cu, cu cei care sunt internați acolo, dar oricum se plimbă în zona aia și măcar directorul și cei de la contabilitate ar fi trebuit să beneficieze de această testare. Eu vreau să vă spun că l-am întrebat pe domnul director al Direcției Sanitare dacă există posibilitate pentru salariații primăriei contra post să facă aceste testări și mi s-a spus că nu există cadru legal, deci pe cheltuiala primăriei. Asta ar fi un lucru de rezolvat. Eu cred că ar fi și alții dispuși la un asemenea efort pentru a testa personalul din primărie, că gândiți-vă numai ce ar însemna ca un singur salariu primărie să fie pozitiv. Toată primăria s-ar închide. Păi și ce, se închide cu totul localitatea respectivă, pentru că despre asta vorbim în vremurile astea, în 2020, activitatea administrației locale este vitală pentru comunitate. Poți închide niște fabrici, dar nu poți închide serviciile comunitare sub nicio formă. Da, acum, vedeți, și dacă ați cumpăra pe banii primăriei, n-aveți cadrul legal care să vă permită să faceți cheltuiala asta, din câte cred eu. S-ar putea să vă treziți că o plătiți din buzunar, domnul primar. Păi nu, păi eu asta spun. Legiuitorul să vină și să faciliteze acest, să dea dreptul la, să spună. Să spună, domnule, Direcția de Sănătate Publică sunt abilitate să testeze la cerere personalul din primării contra cost. Și atunci ar fi cadrul legal. Da. Pentru că au mai fost primari în țară care au cumpărat teste, inclusiv primarul Bucureștiului, doamna Fir, a cumpărat vreo 50.000 de teste și s-ar putea să aibă niște probleme legate de treaba asta, pentru că înțeleg eu că și dacă o faci pe banii tăi, n-ai voie să o faci decât cu voie de la stăpânire, ceea ce mi se pare aberant. Ne legăm de niște semnături și de niște aprobări când vine vorba de sănătatea oamenilor. O prostie. E o prostie. Bineînțeles. Vedeți dumneavoastră, ni s-au pasat niște sarcini fără să ni se dea și sursa de finanțare. Gândiți-vă de ceea ce am făcut până acum, cheltuielile pe această temă le-am făcut din bugetul local. Da. Am luat dezinfectat, am luat mănuși, am luat măști, am luat tot ce era necesar ca să preîntâmpinăm apariția unor cazuri. Ori să vii după aceea și să spui, domnule, știi că era cazul legal și nu-ți permitea să iei atâtea mănuși sau atâtea măști. Da. Mi se pare că nu este în spiritul a ceea ce urmărim cu toții, adică oprirea, răspândirea acestui. Da, știți care este problema? În plină criză probabil că nimeni nu o să vă reproșeze, dar după ce criza va trece, vor apărea specialiștii. Asta se putea face altfel. Păi, dar de ce nu ați făcut-o voi în plină criză? Că să dăm lecții după. Lucrurile sunt foarte simple. Apropo de bani, banii ăștia de unde? Îl întreb acum pe domnul primar George Georgescu. Produlești, de unde bani, domnule primar? Pentru că la o primărie de comună, mai ales dacă e o comună mai mică, da, fără resurse financiare foarte multe, orice bănuț contează. Ori o cheltuială așa de mare, cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, care nu era prevăzută, nu era prinsă în buget, nu aveți de unde să știți că veți avea așa un vârf de cheltuială obligatorie, alminte, nu asta se pune în discuție. Cum vă descurcați cu banii? Că mai sunt totuși proiecte de dus la capăt, adică lumea nu se sfârșește mâine. Și după virusul ăsta va trebui să trăim. Vom avea nevoie de infrastructură, vom avea nevoie de dezvoltarea comunității, avem nevoie să plătim salarii, profesori, școli, dispensare, grădinițe și toate celelalte. Cum vă descurcați? Da, din păcate eu nu sunt o primărie așa de norocoasă ca să primești o fonduri de la Consiliul Județean. A trebuit să mă descurc și să am fac o rectificare, să-mi aloc de anumite capitole, să mai îmi iau o sumă modică, să pot să-mi asigur un necesar care mi-a fost suficient pentru a-mi asigura 3500 de măști care au fost distribuite tuturor locuitorilor din Comuna Păcurești și să-mi achiziționez pentru a-mi reuși să fac o dezinfecție de 4 ori în Comuna Păcurești, care are totuși 3-6, Produlești, Broșteni și Costești din Deal. Da, sunt multe străzi de dezinfectat. Să știți că nici celelalte comune n-au primit bani. Au primit, de exemplu, cazul Niculeștiului, a primit centrul acela medico-social, nu a primit primăria ca atare. A primit Știu, nu am făcut referire la domn primar, nu vreau să fiu înțeles greșit. No. Da, bine, Consiliul Județean a anunțat că va exista o a doua, că ar putea exista și a doua tranșă de distribuire de finanțe către
primării, strict către primării de data aceasta pentru a acoperi cheltuielile administrației publice locale în combaterea COVID. Domnul primar Dorinel Soare, la dumneavoastră iară știu că aveți multe proiecte din acestea cofinanțate într-o proporție mai mică sau mai mare de primărie. Câte dintre ele continuă, dacă sunt vreunele care sunt puse în pericol de cheltuiala aceasta foarte mare legată de combaterea coronavirus? Continuă, să știți, am proiectul cu grădinița, cu program pe fonduri europene și unde cum necum va trebui să asigur partea mea de cofinanțare. Am extindere, am reabilitare cu dotare școala generală de centru pe orice 28, unde și acolo va trebui să mai pun ceva bani pentru că a fost cu reactualizarea devizului, nu mi-ajung încă. Și cel mai important, probabil, producerea rețelei de gaz în localitate, unde am făcut un împrumut, săptămână urmează să închei tratul de credit cu CEP-ul pentru valoarea de 52 de miliarde lei vechi, pentru a putea demara această investiție care este foarte, foarte necesară localității. În luna mai vom avea licitația, deschiderea ofertelor. Am finalizat căminul cultural finanțat prin CNI, dar mai am o mică parte de cofinanțare de la bugetul local și zic că una peste alta sper să ne revenim financiar, să dea drumul, să putem să luăm licitație ca să alimentăm bugetul central și implicit bugetele locale. Sigur, în acest an va fi o problemă cu anumite cheltuieli, dar vom încerca să trecem peste acest lucru. Să dea Dumnezeu să se îmbunătățească situația, pentru că în dispozițiilor, ordonanțelor militare, toată cheltuiala pică pe administrația locală. Dacă se merge în acest ritm și va trebui să plătim întreținerea unor persoane, nu cred că se va realiza, pentru că nu există sursa financiară. Așa că fac un apel către guvernanți să se gândească și la această parte socială a problemei, pentru că la un moment dat nu se va mai putea ține în frâu dacă se va continua pe acest tren și nu se va da drumul la muncă, să aibă omul cu ce să întrețină. Păi da, asta, vreau să remarc un aspect apropo de cheltuielile astea. Sunt primării comune în județul Dâmbovița care din taxe și impozite, deci veniturile proprii, nu adună mai mult de 3-400 de mii de lei, adică o sumă infimă. Nu-ți plătești nici curentul și salariații primăriei cu banii ăștia. Iar de la guvern, ca să-l descurajezi puțin pe domnul George Georgescu, nu știu cât puteți aștepta, pentru că la ultima rectificare, dacă îmi amintesc eu bine, județul Dâmbovița, primăriile din județul Dâmbovița au primit per capita cam 5,60 lei sau ceva genul ăsta. Cât o mască mai ieftină, domnule? Nu știu. Dumneavoastră, cum stați cu încasările raportate la anul trecut? Adică cât ați încasat, evident, din ceea ce aveți anul trecut până acum, în primele trei luni? Am încasat nici la jumătate, pentru că dați seama, nu există o cultură așa dezvoltată cu contribuția vine să plătească direct sau prin poștă sau prin ghișeu. Și noi, cea mai mare parte a încasării, o făceam mergând doar pe casieri. Ori acum nu se mai pot duce pentru că există această restricție. Beneficiem de bunăvoința celor, a firmelor și a celor care vin și își achită benevol. Sigur, e o situație specială, dar va trebui să trecem peste acest moment. Eu aștept mai multă înțelegere din partea guvernanților, care ar putea să financeze, că oricum deficitul s-a dus, care ar putea să financeze primăriile care au probleme. Domnul Georgescu, la Produlești, cum stați cu încasările la buget? Au scăzut în primele patru luni față de anul trecut? Au scăzut foarte mult. Nu cred că suntem singura primărie, cred că e o chestiune generală. Da, acum discutăm doar de procente la alte primării, pentru că situația este generală.
De Da, exemplu, domnul și la Soare, noi speră. vă rog, scuzați. Da, deci domnul Georgescu, domnul Dorinel Soare spunea că au scăzut încasările la jumătate față de anul trecut, în aceeași perioadă. L-am auzit și pe primarul de la Răzvad, astăzi dimineață, într-o conferință de presă, domnul Soare. Vorbea despre faptul că au scăzut încasările cu vreo 25% sau ceva de genul acesta. Tocmai de aia încerc să aflu, să-mi dau seama de unde bani, pentru că încasările scăzând foarte mult, și datorită faptului că nu se pot prezenta oamenii la ghișeu pentru a plăti, și pentru că vă mai spun un alt aspect. Omul ce zice? Am bănuții ăștia. Nu se știe cum evoluează criza și cât ține. Lasă primăria, poate să mai aștepte. Mie îmi sunt banii ăștia, îi țin pentru mâncare, pentru casă. Așa e. Da, așa e, e adevărat. Este asta un aspect. Nu numai cetățeanul. La mine în localitate funcționează un abator cu roce de muncitori. Era un contribuabil serios la bugetul statului. Eu luam parte din impozitul covenit. Și au redus activitatea la puțin de jumătate. Da. Vă dați seama că și impozitul covenit a venit comunitățile și a scăzut de asemenea. Da. Și la fel toți ceilalți contribuabili care participă la impozitul covenit. Și cote defalcate din TVA și toate au scăzut foarte mult, adică se anunță un tot an destul de secetos pentru bugetele locale. Așa este, din păcate. Bun. Credeți că odată cu ridicarea restricțiilor sau celor mai multe dintre restricții pe 15 mai își va reveni viața asta economică în comuna dumneavoastră, domnul Soare? Eu cred că da, cu atât mai mult cu cât principalul control localității e un abator, deci produce mâncare, este destul de mare și cred că se va revitaliza activitatea acestora, dar nu numai asta. Faptul că se va da drumul pentru cetățenii din comuna Miculești, care lucrează majoritatea în capitală, pentru că e foarte aproape, la 30, va fi un reviriment în faptul că își pot plăti impozitele statului. Nu vă e teamă de o recrudescență a molimei, adică dăm drumul la circulație, oamenii merg la București, se îmbolnăvesc, aduc boala în comună și o luăm de la capăt. După părerea mea, va trebui, există un risc și în asta, dar noi nu putem să stăm și să ne uităm. Mă întreb cine mai produce. Ce vom face? Că sunt mulți cetățeni care nu au nicio culoare. Da. Sunt mulți care m-au sunat, domn primar, am auzit că le dau niște ajutoare de la primar cu epidemia asta. Bă, băieți, nu e încă. Dacă va fi, vă vom spune. Sunt da. Abia așteaptă și vă dați seama dacă s-a ajuns în această situație. Că guvernul ar trebui să dea acești bani, dar de la primărie noi nu avem când. Vreau să vă spun că au fost câteva cazuri în buzunar, domnul Jocu. Vă spun foarte sincer, pentru că era o situație de așa natură. E, gândiți-vă că dacă această situație există, numărul cazurilor se vor înmulți. Sunt cei care au venit din afară, mă rog, situații. Și atunci va trebui cineva să mai și lucreze. Asta e problema. Da. Cu grijă, cu respectarea tuturor condițiilor. Am prins la un moment dat undeva la un post de radio de la București un fragment din prezentarea unui sondaj în care se spunea că 3/4 dintre români sunt mai degrabă speriați de criza economică și doar 1/4 sunt speriați de coronavirus. Domnule George Georgescu, mai avem doar un minut ca o concluzie și formula de salut. Pe dumneavoastră vă înțeleg că aveți cazuri în localitate, sunteți speriat de posibilitatea de a se răspândi boala acolo și cu toate astea cred că și dumneavoastră vă doriți o normalizare a activității economice, măcar pentru a putea finanța toate cheltuielile legate de combaterea bolii. Da, cu siguranță vrem și noi o normalizare, având în vedere că majoritatea a tinerilor și a muncitorilor comună se deplasează la București, la șantiere și la București. Dar pe partea cealaltă am și acea teamă, așa cum a spus dumneavoastră. Uitați cazul pozitiv, tânărul de 23 de ani, lucra la București, la EMAG, și de acolo a venit purtător de acest virus. Da, cine știe? Ca el se mai poate repeta cazuri.
Categoric. Până una alta însă, domnule Georgescu, noi vă dorim să rezolve toate cazurile din comună, să nu mai aveți altele noi, oamenii să se facă bine, după cum ne dorim tuturor celor care au avut neșansa să fie atinși de virus. Domnilor primar, vă mulțumesc pentru amabilitate, mult succes la dumneavoastră, multă sănătate la dumneavoastră acasă și mai stăm de vorbă zilele următoare. Mulțumesc, toate bune! Mulțumesc și dumneavoastră la fel! Doamnelor și domnilor, punctul pe ei la Coluna TV, am încercat această formulă high-tech, să spunem așa, prin tehnologie videocall, funcționează bine, vom menține acest obicei și vom avea mult mai multe emisiuni și mai devreme, și mai după amiază, și mai pe seară, pentru a atinge toate aspectele și toate problemele care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră, telespectatorii Coluna TV. Vă mulțumesc, o seară reușită, în continuare rămâneți alături de noi.